Casa de Cultură Geo Bogza din Câmpina găzduiește în această perioadă expoziția de pictură, sculptură și fotografie Souvenir du Printemps. În cadrul acesteia, vizitatorii vor putea vedea și mărțișoare făcute cu multă îndemânare de copii. Avem expuse mărțișoare felicitări și picturi reprezentative pentru primăvară și mă bucur foarte mult că acest obicei nu s-a pierdut. Sunt realizate de către copiii de la Spitalul de Psihiatrie Voila, cu care avem un parteneriat de colaborare pentru art-terapie și de către copii de la Școala Gimnazială Ion Câmpinanu din Câmpina. Ei ne-au încântat cu lucrările lor și chiar s-au străduit foarte mult să realizeze aceste mici obiecte specifice simbol al primăverii. Dacă mărțișoarele elevilor de la Școala Ion Câmpinanu pot fi achiziționate, cele ale copiilor de la Spitalul de Psihiatrie Voila pot fi doar admirate. Ei doresc ca imediat după expoziție să le dăruiască fie mamelor, fie asistentelor cu care își petrec mare parte din timp. Avem o strângere de fonduri, s-au strâns fonduri pentru cumpărarea de materiale didactice pe care să le folosim în continuare pentru terapia prin artă a copiilor de la Spitalul Voila și pentru încurajarea activităților în cadrul spitalului, activității artistice, pentru că dovedesc o foarte mare atracție pentru acest tip de activitate. Domnii care sunt în căutarea unui mărțișor deosebit pentru doamne pot achiziționa și unul dintre tablourile care ilustrează primăvara, mai puțin unul care este foarte drag artistei plastice Amalia Soruceanu. Aceste flori uscate le-am aranjat într-un tablou, tocmai în ideea de a rămâne pentru mai mult timp, de a nu se măcina în timp și de a-l păstra ca o amintire a unor clipe frumoase. Este practic și o legătură între anotimpul rece și mort, iarna, și anotimpul de reînviere, primăvara, pe care îl sărbătorim aici la Casa de Cultură. Expoziția Souvenir du Printemps este deschisă publicului până pe 10 martie.